Hei, salutare dragilor, hai să vă arăt că am terminat cele trei portofele. Să vedem ce lungime au portofelele și să vedem ce am pus în primele două portofele care le-am terminat mai de mult. Și acum am terminat și al treilea portofel și hai să măsurăm împreună ce lungime și ce lățime au portofelele, ca să vedeți și voi așa pe filmare cât, în centimetri cât au fiecare din cele trei portofele. Acestea sunt pentru mine, le păstrez pentru mine. Cu vânzarea însă e mai greu, pentru că nu vreau să merg la poștă, e starea de urgență, deci doar dacă vine curierul acasă, mi-a coletul și îl duce la voi. Da, deci cu vânzarea este mai greu, deoarece suntem și în starea asta de urgență și eu nu ies afară nici măcar la cumpărături. Cumpărăturile le fac online, deci mai greu de ajuns la voi astfel de produse. Hai să vă arăt în continuare câți centimetri au fiecare din cele trei portofele. Bun, hai să vedem. Ok, avem aici cele trei portofele de care vă spuneam. La acesta lucram eu zilele trecute, în sfârșit l-am terminat. Am atașat la el și un fir de mărțișor. Încă nu l-am umplut cu nimic, dar vreau să pun în el dalea de codițe de prins părul. Acesta am pus deja în el etichetele. Așa, în ăsta am pus astea de păr, agrafe de păr. Unele din ele mă agață, dar unele sunt și moi. Așa, și aici, în ăsta, vreau să pun tot așa de păr, dar codițe. Ați văzut că eu am codițe și am la baie pe mașina de spălat care stau în pungi și vreau să le pun aici în ăsta ca să fie toate la un loc. De aceea l-am făcut mai lunguț un pic ca să încapă mai multe codițe. Și acum, pentru că am adus și centimetru, hai să vedem împreună, începem măsurătoarea la ele. Încerc să mă descurc cu o singură mână. Acesta galben are 13 centimetri pe lățime și pe lungime. Hai să vedem și lungimea lui. Centimetri. Deci 13 pe 14 are ăsta galben. Mai departe, că dacă tot ne-am apucat, hai să le măsurăm pe toate. Acesta roșu, da? Stai un pic să derulăm centimetru.
Ok. Stai să potrivim bine aici. Deci ar fi 22. Stai un pic, stai un pic. 21, mai exact. Lățimea la ăsta roșu. Și lungimea. Unsprezece centimetri. Și tot a ieșit. Ăsta vrea să alunece. A, bun. Acum hai să-l vedem și pe ăsta mov. Că i-am pus și lui așa un fir roșu. Hai să-l luăm așa din întâi cu lungimea. Am potrivit. Deci 22 centimetri și lățimea. Ia să vedem cum ne descurcăm aici. Lățimea avem 11 centimetri jumate. Deci cam atâta au cele trei portofele. Așa și chiar acum mă voi duce la baie să pun cordeluțele de la codițe aici, în ăsta, să fie și ăsta umplut. Dar mai puteți pune și telefonul, cred că și un ruj în cape, mai micuț, un pieptănuț mai mic, așa cum am zis. Pieptănuț mai mic, ce am mai zis? Un de la de fard, că cine folosește, eu nu folosesc. Farduri din acelea mai micuțe, puteți spune. Pieptănuț mai mic, cred că și un rimel în cap în ăsta. Nu mai știu, dar cred că în cap. Și un rimel. Ok. Sper să vă placă și ne vedem la alte proiecte realizate de mine. Și v-am spus, astea sunt realizate cu fire. Ne mai spunem încă o dată, știți deja că uite, uite sunt pe aici etichetele. Uite, Filanina, Alpin și ăsta, Alize Extra Life. Știți deja cu ce sunt realizate. Croșeta de 2 jumate și aici la început pentru prindere am folosit croșeta de 0,90. Acesta albastru l-am făcut cu un fir de catifea. Deci tot de la Filanina, dar este fir de catifea asta. Combinat cu ăsta, tot de la Filanina, alpin fire de tricotat și croșetat. Deci sunt două chestii combinate, fir de catifea și cu unul alpin fir de tricotat și croșetat de la aceeași firmă. Păi, cam atât am avut să vă arăt. Sper că v-a plăcut. Bye, bye!